Bun găsit, doamnelor și domnilor! O să vă întreb așa. Ați simțit vreodată că vă doare sufletul? Ei bine, tema discuției noastre de astăzi este legată de rănile sufletești. Doamne doctor, știm că rănile sufletești unor dor mai tare decât cele fizice. Într-adevăr, sunt mai profunde și se vindecă mai greu, uneori niciodată. Ce se întâmplă când un corp este rănit sufletește? De cele mai multe ori, mascăm acest lucru, purtăm măști. Dar uneori, corpul fizic ne trădează. Doctorul Sigmund Freud, să știți, primul psihiatru, de fapt, care a descoperit această dimensiune umană nevăzută, numită subconștient, afirma chiar că fizicul, corpul fizic, are legătură cu dimensiunile emoționale și mentale ale ființei umane. Mai mult, bolile nervoase și traumele sufletești se văd chiar în corpul fizic sau pe corpul fizic. Adică se observă pe corpul fizic rana sufletească? Da. De exemplu, Lise Bourbeau și-a adus o contribuție foarte mare în acest domeniu. Lise Bourbeau este o persoană care a făcut o asociere foarte clară între rănile sufletești și corpul fizic. Foarte interesant. Ea a scris o carte. Aș vrea să arăt aici, este vorba de cele 5 răni, da? Care ne împiedică să fim noi înșine, adică să nu fim autentici. Aceste răni sunt în felul următor. Este vorba de rana de respingere, masca este a fugarului, apoi rana de abandon, masca este a dependentului, acele persoane care nu se descurcă singure, care au nevoie să agață de mama sau un bărbat care se agață de soție, știți? Devine neputin. Rana de umilire cu masca de masochist, rana de trădare cu masca de dominator și rana de nedreptate cu masca de rigid. Acum o să vedem, și am arătat și în altă emisiune, dar o să vedem astăzi mai bine, cum arată aceste măști. De exemplu, aceasta de exemplu, este rana de respingere. O să vedem pe corpul fizic că persoanele acestea sunt foarte slăbuțe. Corpul lor arată foarte, să zicem, este foarte subțire, deoarece aceste persoane se simt respinse și atunci nu văd de ce să, cu cât ocupi mai mult spațiu, cu atât ai putere mai mare, sunt neputincioase. De ce? Pentru că n-au fost iubite, au fost respinse. Apoi urmează masca de persoană dependentă cu rana de abandon. Aceste persoane observați că sunt rănite sufletește și e ca și când această cocoașă, că apare ca o cocoașă, protejează inima, iubirea. Deci se simt abandonate, se simt respinse, neiubite, să zicem. Urmează apoi masca de masochist, da? A cărei rană este de umilire. Aceste persoane sunt plinuțe. E foarte interesant. Corpul lor arată acest lucru. Pentru că în momentul în care ești plinuț, de obicei mănânci mai mult, ești o persoană care nu te iubește. Pentru că aduci tot felul de toxine sau mănânci necontrolat. Apoi urmează trădarea. Persoanele devin rigide. Sunt acele persoane așa care stau foarte fixe, parcă sunt în spate, știți, merg pe stradă și sunt, parcă sunt în militarie, adică parcă sunt lucrat în cadrul armatei, foarte rigide. Și apoi urmează, dar destul de armonioase, și apoi urmează ultima, de nedreptate. Aceste persoane sunt cele mai armonioase. O secundă. Sunt cele mai armonioase, dar sunt niște persoane care, observați, arată, sunt dominatori, așa a zis și dominatori, și femeile domină și își măresc partea de bazin, iar bărbații domină și își măresc partea de sus, partea pieptului. Foarte interesant. Cu alte cuvinte, rănile acestea fac ca corpul nostru să se manifeste, să arate într-un anumit fel. Să înțeleg că aceste răni sufletești adânci sunt greu de observat, dar doar. În schimb, corpul le exprimă, ne vorbește despre ele, practic. Da, ne vorbește despre ele și Lise Bourbeau a inițiat chiar o serie de conferințe pe tema Ascultă-ți corpul. Ea a descoperit o legătură, cum spuneam, între suflet și corpul fizic foarte directă. Ca și când corpul fizic ar fi un fel de tablă pe care sunt desenate, schițate aceste probleme pe care le avem, aceste răni sufletești care sunt foarte profunde. Și atunci mi-am spus, trebuie să fie o legătură între tot ce se întâmplă cu mine și noul mod de a gândi. Și atunci am început să caut o legătură și să vreau să înțeleg mai mult. Because I
ever since I'm very young, I want to know everything. I'm a searcher, right? I like to look at everything and put it all together and make a new synthesis. This is my passion. Pentru că de când am fost tânără, sunt o căutătoare și îmi place să înțeleg, să caut lucrurile, să le pun împreună, să fac sinteze. So after finding out many things within one year, I got all kinds of answers. I decided to start my school 31 years ago. Și după ce lucrurile astea s-au întâmplat, am început să le pun în practică și mi-am deschis propria școală. Asta s-a întâmplat acum 30 de ani, școala Sfântă Sport. So everything you read in my books is the everything that I learned through the school, through teaching to thousands and thousands of people all over the world. We teach in 22 countries. Tot ceea ce citiți în cărțile mele sunt observații și vin din lucru cu mii și mii de persoane cărora le predau deja în 22 de țări. So now I know for a fact that no matter what the disease is, it's always related to a way of thinking, a belief that you have inside of you that hurts your soul to the same degree that the disease hurts your body. Și acum știu cu siguranță, deci este un fapt, că în momentul în care ai o boală, ea se datorează unui fel de a gândi care îți face rău. La fel în fizic, pe cât face în interior, un mod de a gândi, o convingere pe care o ai, care îți face rău în interior, așa cum îți face rău în corpul fizic. And what hurts your soul? Well, it's when you don't listen to your needs because you don't love yourself enough. Și ceea ce îți rănește sufletul este faptul că nu răspunzi nevoilor tale pentru că nu te iubești suficient. Our soul keeps coming back life after life all the time so that we can achieve loving ourselves completely. Sufletul nostru revine viață după viață pentru a ne ajuta să ne iubim pe noi înșine. Because this is the part of your life plan. You make a plan before you come to work, and according to that plan, you know, you go in, you're born in with the parents and the environment you need, and it's always to learn about loving yourself more. Și în momentul în care vii în această viață, vii conform unui plan care este făcut, pe care ți l-ai făcut, îți alegi o anumită familie, o anumită țară unde locuiești și vii tocmai în acest scop de a învăța să te iubești pe tine. And all our problems are related to five different wounds. Și toate problemele noastre sunt legate de cinci răni principale. Yeah, I suppose many of you have read my book on the five wounds. Presupun că mulți dintre noi ați citit deja cartea mea despre cele cinci răni. But the wound that hurts the most and is appears in your life, the first, is the wound of rejection. Dar rana care face cel mai mult rău și care ne doare cel mai tare este rana de respingere care apare prima în viața noastră. Because when you feel rejected, you feel rejected in your whole being, not just what you do, but in what you are. Pentru că atunci când te simți respins, te simți respins în ceea ce ești, nu doar în ceea ce faci, ci în ceea ce ești tu. When you reject yourself, it's like you keep thinking about yourself that you're nothing and you're not worth it and you're not surprised if people don't want you around. You see, you just reject yourself. Și astfel ajungi să te respingi tu pe tine, că nu ești suficient de bun, că nu valorezi mare lucru și așa continui să te respingi tu pe tine. And the more you reject yourself, the more other people will reject you. Și cu cât mai mult te respingi tu, cu atât mai mult te vor respinge și ceilalți. And many times they don't even reject you, but you feel rejected. Just the same. Și de foarte multe ori, ei nici măcar nu te resping, dar tu ești cel care te simți respins de el. And the wound of rejection is always suffered through the parent of the same sex. Și rana de respingere este întotdeauna trăită în raport cu părintele de același sex. So if the mother learns she's pregnant, dacă mama află, de exemplu, că este însărcinată, and she says, oh, no, don't tell me I'm pregnant, that's the last thing I want right now is having another baby. Și ea se gândește, nu vreau să știu că sunt însărcinată, e ultimul lucru pe care mi-l doresc acum, să am un copil.
But the little girl in the wound, in the fetus there, will say, oh my God, she doesn't want me. Și atunci micul fetus dinăuntru simte, ah, ea nu mă dorește. And then if the baby, the fetus, hears the mother say, well, at least, I hope it's going to be a boy. Și dacă pe deasupra mai aude, ah, măcar sper că o să fie un băiat. And the little girl in the wound, she says, oh no, when she sees I'm a little girl, that's it, I'm have it. Și se supără atunci copilul și când a auzit asta. Now, you see, the soul starts to feel the rejection even before you're born. Și atunci sufletul copilului simte respingerea chiar înainte de a se naște. Now, is the mother actually rejecting the baby? De fapt, dacă vă puneți întrebarea, mama chiar își respinge copilul? No, it's the mother talking about her own needs. Este de fapt mama care vorbește despre propriile ei nevoi. It feels too much for that mother right now to have another baby. Și în acel moment este prea mult pentru acea mamă să mai aibă un copil. She's just talking about her own limits. Și de fapt ea vorbește doar despre propriile ei limite. But when we feel rejected, we don't think that. Dar atunci când ne simțim respinși, nu ne gândim la asta. We are positive that the other person is rejecting us. Suntem absolut convinși că cealaltă persoană ne respinge. So that this is what we do, most of us, we all have the wound of rejection in us. Cu toții avem această rană de respingere în noi. But some people have it with more intensity, because we all have at least one or two wounds that are much bigger wounds. Unii dintre noi o simt și e prezentă cu mai multă intensitate, pentru că fiecare dintre noi are cel puțin una, două dintre rând. And this wound hurts so much that we learn very, very young to put the lid on it so we will not feel the pain of the wound. Și această rană de respingere este atât de dureroasă încât de foarte mici învățăm să punem un pansament, să o acoperim ca să nu mai simțim. So, the more this wound is present in you and the more you learn how to put the lid on it, to pretend that everything is okay, that you're not suffering. Și cu cât mai mult voi o acoperiți ca să nu o simțiți și pretindeți că totul e ok, că nu vă doare nimic. And this is what you will find out in my book, that the real cause of cancer is the denial of the pain of the rejection. În carte o să găsiți acest lucru, că adevărata cauza cancerului este negarea acestei răni de respingere. Because, you know, you've heard many times people, maybe even doctors say that cancer is the disease of all the pent-up emotions that we keep inside of us. Până și doctorii spun că una dintre cauzele cancerului este emoția care este ținută și reprimată în noi. And it's eating us inside, just like the cancer is like a little, you know, beast that it's eating you inside. Și ne mănâncă pe dinăuntru, pentru că asta e de fapt cancerul, ca o bestie care ne mănâncă pe dinăuntru. So this is why I decided to write a book on it, because by talking to thousands of people with cancer now or had cancer before, nobody had ever really touched the connection between their cancer and the feeling of rejection with the hand of the parent of the same sex. Și unul dintre motivele pe care m-a determinat să scriu această carte este că mulți dintre oamenii pe care i-am întâlnit care au avut cancer sau care au cancer nu reușesc să facă legătura între acest sentiment de respingere și de a refuză acest sentiment. So, and I can say today that all important diseases, physical and psychological, have connection with the rejection wound. Și astăzi afirm cu tărie că toate bolile, indiferent dacă sunt fizice sau psihologice, au legătură cu această rană de respingere. So, I can't tell you everything that's in the book, because this book is for people who have cancer now, maybe had cancer before, to have to do the whole work to make sure that it doesn't come back.
Nu pot să vă povestesc acum tot ce scrie în carte, dar este special scrisă pentru oamenii care au avut cancer, care au cancer, ca să-i ajute să pună toate lucrurile împreună, astfel încât să nu mai apară. How to help somebody who has cancer, because I think just about everybody has somebody in their family that has cancer. Și la fel să poată ajuta pe cei care sunt atinși de această boală, cu siguranță foarte mulți au deja în familie astfel de persoane sau cunosc astfel de persoane. And how to become more aware of this rejection wound that you have, because we, like I said, we all have it, but we don't know we have it. And it's this way, it helps you to prevent having cancer one day. Și cum să fiți, să deveniți mai conștient de această rană de respingere pe care cu toții o avem, dar nu cu toții o recunoaștem, astfel încât să puteți preveni această boală. I have a chapter at the beginning of the book where I talk about statistics on cancer right now. La începutul cărții am un capitol în care vorbesc despre statisticile despre cancer. And my greatest hope is that through this book, what you learn with the book and with the teaching in workshops or anywhere else, that you will change the statistics in it from now on. Și marea mea speranță este că citind această carte veți reuși să schimbați aceste statistici. Care este cauza acestor răni sufletești? Interpretările ego-ului. Pentru că știți, mintea, ego-ul este foarte reactiv, este foarte emoțional și interpretează subiectiv, de cele mai multe ori, anumite situații și atunci noi ne simțim răniți, de exemplu ne simțim respinși. Și nu este așa? Uneori da, uneori nu, uneori exagerăm, uneori într-adevăr, depinde. Sau alte ori resimțim traumă de abandon. Eu, de exemplu, am avut o pacientă și aș vrea să vă povestesc un caz cu o pacientă care a venit foarte târziu, la 30 și ceva de ani, când nu putea să-și facă viața. Nu rămăsese deloc însă. A avut o sarcină pe care a ales să o respingă și, de asemenea, fusese căsătorită și relația nu a mers absolut deloc. Ea a venit în depresie, dar în spate, când am intrat să vedem, când am discutat, să vedem care a fost problema, de fapt, în copilărie, ideea era așa că mama ei o abandonase. Deci erau, la un moment dat, doi frați, părinții s-au certat, copiii au mers cu mama, era o fetiță de 3 ani și un băiețel de 1 an și mama a ales să-și abandoneze unul din copii, a venit și a lăsat-o în plină stradă, la bunici din partea tatălui, cumva, și a plecat cu băiețelul și ea a rămas. Și a fost crescută de mătușa ei, care n-avea copii, și nu putea să o ierte pe mama ei. N-a înțeles de ce mama ei pur și simplu a abandonat-o. Avea traumă de respingere și de abandon și acest lucru nu îi permitea ei să-și refacă viața, să fie mamă la rândul ei, să fie soție la rândul ei și să fie puternică. Și este foarte interesant că a identificat în timp ce vorbeam că de fapt și ea a ales să respingă un copil și am întrebat de ce acest lucru, pentru că nu se credea în stare să crească acel copil, mai ales că nu avea o relație bună cu soțul. Și am spus, dar poate și mama ta s-a simțit neputincioasă să crească doi copii. Era foarte nedumerită de ce mama ei l-a ales pe fratele ei și n-a ales-o pe ea. Și i-am explicat, dacă tu ai fi mamă și ai fi în situația mamei tale și ai avea doi copii, unul care merge în piciorușe de 3 ani și unul în brațe de 1 an, care l-ai lăsa? Pe care l-ai opri? Aș opri pe cel de 1 an ca să am grijă. Exact așa a făcut și mama ta. A fost foarte interesant și într-un fel a stat o oră de vorbă ca să aduc în mintea ei și în inima ei să motivez cumva lucrurile care poate au scuzat-o, deși nu avea nicio scuză mama ei, dar aceste lucruri care să-i permită ei să o ierte. Pentru că iertarea mamei ei, da, era singurul lucru pe care ea trebuia să-l facă să poată să-și facă viața mai departe. Sunt foarte impresionante aceste traume și aceste răni sufletești. Mă înțeles că toți oamenii au răni sufletești. Da, și chiar mai multe. Cum ar trebui să procedăm? Păi, în primul rând, să le identificăm, să le conștientizăm și să le vindecăm. Trebuie să știți că corpul fizic ajunge să le manifeste evident, cum ați văzut, deoarece noi le ignorăm. Și mai mult, chiar nu le acceptăm. Lise Bourbeau afirma că adevărata cauza cancerului este negarea rănii de respingere. Sigur că da, am avut foarte multe emisiuni în care am spus
spus că, de fapt, una din cauzele cancerului și profundă sunt anumite emoții blocate pe care noi le ținem în noi și nu le vindecăm, nu le, să zicem, conștientizăm. Dacă nu acceptăm și nu refuzăm, să, după ce am identificat aceste răni și nu le vindecăm, trebuie să știți că noi le respingem pe noi înșine, provocând cancer. Negarea a ceva ce există este o minciună. Da, de aceea adevărul îi vindecă. Cine este așa de încrâncenat în noi să nu se afle adevărul pe noi înșine? Cine credeți? Ego-ul. El ține foarte mult la imaginea lui. Cu alte cuvinte, sufletul, pe de o parte, vrea să vindece rănile și tot le repetă ca să putem să le vindecăm, să le vedem. Pe de altă parte, ego-ul le neagă, reprimând emoția interior. Cele cinci rând sunt respingere, abandon, humiliation, umilire, betrayal and injustice, trădare și nedreptate. So we all have, I came up with this after many years, that we all have four of those five rules. Or every one of us has at least four of the five. Și conform cercetărilor mele, fiecare dintre noi avem cel puțin patru din aceste cinci rând. The only one that I don't see in everyone is humiliation. Singura care nu apare la toată lumea este rana de umilire. And but so, we all have at least one or two wounds that are more visible in the body and more visible in the attitude. Și cu toții avem una sau două dintre răni care sunt mai vizibile în morfologia corpului și în atitudinea noastră. So when something happens, a situation, I can be all by myself or with somebody else, and one of these wounds is touched, most of the time we have a reaction. Când ceva se întâmplă, ori în noi înșine, ori în situația exterioară și una dintre aceste răni este atinsă, există o reacție întotdeauna. Because it's normal that when you suffer, you react. Pentru că e foarte normal că atunci când te doare, să reacționezi. If somebody puts all their weight on my foot, I'm going to say, ow, you hurt me, you know, and I'm going to react, it's normal. Deci dacă cineva vine și își pune toată greutatea pe unul dintre picioarele mele, bineînțeles că reacționez, zic, au, mă doare. So each wound has a different reaction. Fiecare rană determină o reacție diferită. So we know what wound has been touched just by the reaction. Și știm ce rană a fost atinsă doar prin reacția pe care o avem. And I gave a name for each reaction, I called it a mask. We put on a mask. We're not ourselves anymore. Și am dat un nume fiecare reacții, le spun măști, pentru că în momentul în care ne punem aceste măști, nu mai suntem noi înșine. Oamenii, în general, nu sunt conștienți de faptul că 75% din timp ei nu sunt ei înșiși. De fapt, ego-ul este cel care reacționează. So, the ego is the totality of all the belief, your belief system. So, the belief system is something that we've learned in the past. We've learned from our parents and we've learned from the society. And we're not in our heart. We're just repeating the old beliefs all the time. Și ego-ul este format din convingerile noastre, toate convingerile pe care le-am acumulat de-a lungul timpului, pe care le-am acumulat de la părinți și, de fapt, el nu suntem noi înșine întotdeauna. For betrayal and injustice, there's the some people, when they react, they have a very visible reaction, and other people, it's well hidden inside. Și câteodată, în cazul în care în corp sunt caracteristicile rănii de trădare, oamenii au uneori o reacție în exterior, dar de multe ori și o reacție interioară. So the control, the mask, the person that reacts when they are betrayed or feel betrayed, I call it the controller. Pentru că reacția principală a unei persoane care are această rană, care are rana de trădare, este în momentul în care se simte trădată, să reacționeze într-un anumit fel, în exterior, să controleze. And that wound started to be activated when they were with the parent of the opposite sex when they were small, and it's always lived with the opposite sex in our life. Și această rană este trezită în relația cu părintele de sex opus și întotdeauna reacția apare în relația cu persoanele de sex opus. Because we don't have, we're not afraid to be betrayed or feel bad about injustice because of our parents. Our parents
have been chosen before we were born to help us become aware of our limits. Și noi nu ne simțim trădați sau nedreptățiți din cauza părinților noștri. Părinților, i-am ales pe acești părinți tocmai pentru a ne activa aceste rând care existau deja în noi. So, no matter what, you know, what anyone, our parents or anyone in our life does to us or acts with us, it's always something inside of us that attracts this attitude towards us all the time. Și indiferent de ceea ce se întâmplă, de ceea ce ne face, fie părintele nostru, fie altă persoană, ea este determinată de ceea ce există în interiorul nostru și care atrage ceea ce ni se întâmplă și comportamentul celelalte persoane. Now, your ego will completely resist what I'm saying. Și ego-ul vostru cu siguranță că acum rezistă la ceea ce vă spun. Egos don't like my teaching at all. Și ego-ului nu-i place învățătura mea absolut deloc. Because our ego always tells us it's somebody else's fault. I'm perfect, but he's the one that makes me suffer. Și pentru că ego-ul spune întotdeauna e vina celuilalt, din cauza lui sufăr eu. Because I'll tell you, as long as you accuse somebody else, nothing will ever change in your life. I can promise you that. Și eu pot să vă promit un lucru. Atâta vreme cât acuzați pe altcineva, nimic nu o să se schimbe în viața voastră. Atât timp cât sunt răni nevindecate, apar situații în viața noastră care ne reamintesc de ele. Da, pentru că aceasta este tema. Tema este să avem grijă de sufletele noastre în fața lui Dumnezeu, cum am promis. Dar ca să facem acest lucru, trebuie să ne vindecăm aceste răni. Multe din evenimentele negative din viața noastră sunt un remember al bolilor noastre sufletești. Exact. Și o atenționare că ele trebuie să fie conștientizate în primul rând. De fapt, noi venim aici pe era special să fim proprii noștri vindecători și să învățăm să ne protejăm propriul suflet în același timp. De cele mai multe ori dăm vina pe alții că ne-am rănit. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru propriile interpretări greșite. Da, pentru că nu ne privim pe noi. Nu ne uităm la noi înșine. Ceilalți, de fapt, spre care ne uităm, sunt doar niște oglinzi pentru noi și mai ales părinții noștri, care de obicei avem foarte multe conflicte, avem foarte multe răni. Perioada copilăriei creează în sine multe vulnerabilități sufletești și răni. Într-adevăr, ca și copii ne simțim respinși, ne simțim abandonați sau trădați, neiubiți. Și nu este așa întotdeauna. O să vedeți că de cele mai multe ori ne înșelăm în mintea noastră de copii. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk away.
the most loneliest day of my life. Ți-am luat cu Susan. Cum că nu mai aveau? Iubita mea, bună dimineața! Este ceva bun, bun, bun. Așa, hai încă una. Așa, deschide gura și mai mare. Bravo! Azi am câteva ore libere și m-am gândit să facem împreună o prăjitură. Ce zici, vrei? Da! Mulțumesc, Dorin! Mâine? Da, și mi-ați promis că o să veniți. Da, știu că ți-am promis. Nu știu dacă o să putem să venim. Dar mi-ați promis, nu înțeleg. Chiar nu puteți să lipsiți de la serviciu o zi? Este cea mai importantă zi. Lexi, știi că oamenii mari, ei nu pot lipsi de la serviciu când vor ei. Înțelegi? Și cu mine cum rămâne? În fiecare zi stau singură în casă. Îmi fac singură de mâncare, îmi fac singură temele și mă spăl și singură pe dinți. Mama și tata nu au același program ca toți ceilalți. Nu mă interesează. Și voi sunteți oameni ca toți ceilalți. De-aia mi te-au dat, nu? Ca să nu mă simt singură. E, știi ce? N-am nevoie de niciun urs tâmpit.
such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Alexandra! Ce faci tu? Ia! Premiul întâi! 10? Păi tu vrei să iei toate notele bune? Nu mai lăs la nimeni? Pare rău că n-am ajuns la tine. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Just